Iată, cum am promis, am zis hai să vă mai arăt chiar. În stupină la mine sunt diferite mărci. Avem, eu le zic așa zise, măci de miere. Și o să vă arăt ce înseamnă matcă de miere. Aceste măci nu construiesc, nu depun puiet, dar în schimb au miere cât vrei. Și pentru a nu ierna pe 3 rame cu această matcă, o să vă arăt, deci ea o să scadă albina până rămâne 3-4 rame, dar în același timp o să lase în urmă vreo 20 de kilograme de miere. Iată, el a tot construit, a tot depus miere, o să vă mai arăt câteva rame. Matca s-a liniștit, nu mai are nicio treabă, mai are un pic și zici că vine iarna la ea. Iată, aici în părți am dat ramele mai albe, au miere pe ea. Aceste rame albe o să le dau la altul care are poftă de lucru. Și ei o să-i aduc alt tip de rame. Bun, deci cam așa, o să vin din partea aceasta să se vadă. Deci, miere, avem miere, cât să iernăm 3 familii de la dânsa. Iată așa, am eliberat 2 locuri pentru a îi dai un imbold. Uite aici puiet căpăcit, cam așa arată, așa ar trebui să fie prin octombrie. Da, cam asta e situația la dus. Deci nu are nicio durere de cap, el s-a pregătit de iarnă. Iată și aici avem un pic de larvar, un pic de căpăcit, dar foarte puțin. 2 rame din astea fac cât una. Și atunci ăsta îl las în pace și mergem la o colonie. Mergem, ne deplasăm prin stupină. Să luăm și rama cu noi și venim la o colonie cu o matcă care are poftă de lucru. Ia să vedem cum arată astfel de matcă. Încă nu am verificat cuibul, dar oricum nu are cantitatea de miere care are cea pe care ați văzut-o înainte. Așa sper eu acum, vom vedea. Iată, asta este o colonie destul de mare. Așa arată ea și sper să găsesc o ramă cu puiet căpăcit, o să iau din mijloc. Nu mai mătur tot cuibul, iau din mijloc direct. Să vedem dacă se vede. Să vedem ce găsim. Bun. Iau această ramă. Și are puiet în toate stadiile. Așa ceva mă interesează. Acum o să mă uit dacă
Nu cumva ai mătcuța pe aici. Văd că nu este și atunci asta e prima rană pe care o duc. O să ziceți că îi slăbesc pe ăsta. Într-adevăr o să slăbesc pe ăsta, dar acesta o să aibă adusă o matcă tânără de la un nucleu și va veni cu nucleu cu tot peste ea și atunci se va compensa. Iată, aceasta e plină cu larvă și aceasta mă interesează și o să o duc pe asta. Deci îi dăm un imbold acelei măci de mier. Mă uit să nu fie matca pe aici. Da, da. Și după ce ne uităm bine la care matcă, o scutură. Nu este indicat, dar în aceste condiții e o scutură. Bun. Mergem cu aceste două rame înapoi. Mergem înapoi. Ducem aici. Aici o să fie foarte folositoare. Îi băgăm în mijloc. Una aici. Și una aici. Acum putem să-l iernăm și pe ăsta în condiții bune. Aproximativ pe 6 rame. 5-6 rame o să ierneze ăsta. Alta ramă. La aceștia funcționează bine stimularea. Ca să funcționeze stimularea albinei trebuie să fie saturate prima dată și după aceea putem stimula. Cu puțin, nu cu mult. Dăm acolo puțin și totul se rezolvă. Și aici am terminat. Iată, așa fac eu la măcii care au puiet puțin la ora actuală. Ea va primi stimulare. Cu 6-7 rame de puiet la ora actuală, stă foarte bine. Poate să le nevească acum. Iată așa. Venim la dinsul. Să vedem cât mai are.
trebuie să profităm de fiecare celulă de puiet. Această ramă deja trebuie întoarsă. Îi vine numai bine o ramă pentru o ar. Îi dăm această ramă care am scos-o de la vecinul. Sperăm să depună oaia. Apropiem ramele să văd în care parte. O să-l împing în partea aceasta. Scoatem diafragma de lemn și o mutăm în partea opusă. Cam asta e lucrarea. Nu-i cine știe ce, l-am ajutat pe celălalt și acum am termin. Până la un următor film, numai bine.